Vă spun bun găsit din nou, suntem pe plajă la proba pe care noi am numit-o Nervi de Oțel. La finele ei, un câștigător sau o câștigătoare, 80.000 de lei este miza. Lângă mine se află două fete și doi băieți, Carina, Maria, Blondu și Raul. Haideți să vedem ce se întâmplă în această probă pe care noi am numit-o Nervi de Oțel. Vă veți așeza aici pe plajă cu fața în direcția oceanului. La semnalul meu, da, la start, veți intra în apă, da? Și veți încerca să ajungeți la acea baliză. Trebuie să atingeți baliza. Cine ajunge primul sau prima, sunt trei balize roșii acolo, da? Atingeți, apoi vă duceți și mai există o geamandură alb cu roșu de care este agățată o cheie. Pe apă se află o cușcă. Acolo sunt trei săculeți pentru fiecare dintre voi în care se află piesele de puzzle. Primul care intră, da, deschide lacătul, ia săculețul, trebuie să iasă și cu cheia și cu săculețul, da? Atenție, cheia funcționează la toate lacătele. E o cheie unică, da? Apoi dați cheia cu acea geamandură cui vreți voi, da? Asta e foarte important. Veniți aici, lăsați pe butoi aici, pe această măsuță, mă rog, că de fapt e un butoi, lăsați piesele de puzzle, le scoateți din sac normal și le așezați aici pe masă. Apoi plecați din nou în mare. Va trebui să faceți drumul, evident, de 3 ori, pentru că sunt 3 săculeți. În momentul în care sunteți a doua sau a treia oară, va trebui să stați, ca să înțeleagă oamenii, pur și simplu la rând, da? Stați la rând, unul după celălalt sau una după cealaltă și repetați această operațiune, da? Dar atenție, trebuie să intrați pe sub apă, în cușcă. Celor de acasă le spun că în apă cușca este undeva la 60-70 de centimetri sub apă. E un amănunt important. Dacă ați ieșit din cușcă și nimeni nu e lângă voi, asta iarăși e important. Dacă se poate întâmpla și asta, cum sunt drumurile, trebuie să agățați cheia în cui, da? Acolo unde se vede. Apoi veniți aici și începe o altă parte extrem de importantă. După această parte, să spunem, fizică, sportivă, trecem la partea intelectuală, trebuie să completați aici un puzzle. Puzzle-ul formează o propoziție din 8 cuvinte. Primul care va reuși să completeze corect propoziția câștigă proba și cele 4 brățări, cei 80.000 de lei. Multă baftă, mult succes! Mulțumim! Începe proba Nervi de Oțel. Tensiunea e mare, până acum au zâmbit, dar de acum vor fi foarte concentrați. Pe locuri, fiți gata! Începe proba Nervi de Oțel. Tensiunea e mare, până acum au zâmbit, dar de acum vor fi foarte concentrați. Pe locuri, fiți gata! Start! Au plecat foarte bine fetele, foarte, foarte bine a plecat Carina în noată. Extraordinar, Raul care recuperează. Cred că primul va ajunge, Raul. Ce bătălie, chiar de la început. Carina e prima și să vedem, va trebui să, așa cum vă spuneam, să treacă pe sub acel grilaj în apă, sunt 60 de centimetri, trebuie să tragă și baliza și e o chestiune tricky aici, dacă vreți, pentru că baliza aceea nu e ușor de împins pe sub apă. Oricum, un lucru e clar, prima care reușește să desfacă un săculeț va trebui să iasă de acolo cu săculețul și cu cheia. Este Carina, se ține de nas. Firesc, îi dă cheia prietenei ei, îi dă cheia Mariei și se îndreaptă către mal în acest moment. Prima dintre concurente este vorba de Carina. Marcată un pic de efort, dar este abia la început. Repet, abia la început. Cei care se află în public acum, evident, sunt concurenții de aici, de la insula de 1.000.000. Desface piesele și pleacă liniștită. Să vedem. Maria a desprins între timp și ea săculețul. Să vedem cui îi va da cheia, lui Raul sau cheia va merge către Blondu. Are timp acum să respire un pic, spuneam Carina. Iese cu bine de acolo și Maria și îi dă cheia lui Blondu.
Raul e dezamăgit și pe bună dreptate, pentru că a fost la un pas, cred că, la un pas, la, cum se spune în natație, la câteva degete, mă rog, e acea glumă teribilă, la o unghie poate de a atinge în cazul de față baliza. Aplaudată și Maria. Deci în acest moment, dacă lucrurile merg normal, aceasta este, să spunem, ierarhia teoretic. Ajunge și blondul în acest moment. Spuneam că există totuși o ierarhie în acest moment. Dacă lucrurile funcționează așa, repet, prima care va începe să construiască acest puzzle, această propoziție, este Carina. Iese și Raul. Sunt tot felul de sfaturi care vin de pe margine, unele bune, care merită... Trebuie să scoți piesele, Raul, trebuie să scoți piesele. Spuneam, unele sfaturi care merită luate în considerare, altele nu. De aceea ei sunt cei care hotărăsc ce au de făcut. Se uită un pic la piese, normal, la litere, Raul. Are timp să-și revină. Și o vedem pe Carina, care vine cu cel de-al doilea sac. Cred că are nevoie de încurajări, nu numai ea, ci toți. Așa se aude, hai Carina, și e normal. Al doilea săculeț, plin de piese. Se uită și ea să vadă cam ce litere sunt, e normal. Repet, Carina, albastru, Maria este cu verde, Raul cu portocaliu și blondul cu mov. Prietene cele două, prieteni cei doi, Raul și blondul, se cunosc de când aveau 12 ani. Ajunge și Maria. Blondul pare un pic obosit, deși se află la cel de-al doilea sac. Raul probabil va încerca să recupereze cât poate de mult în disputa, în duelul cu prietenul lui, vă spuneam. De mici copii se cunosc. N-a reușit, s-a chinuit puțin Raul acolo, dar până la urmă a izbândit. Își aranjează părul. E un gest reflex. Iată ce moment frumos. Bate palma cu Maria Raul. Încușcă în acest moment. Se află pentru ultima oară Carina. Destul de calm și Raul desface în vreme ce urcă. Al doilea săculeț, dar, repet, e clar, cea care va începe să așeze piesele pe această masă, să formeze propoziția, repet, sunt 8 cuvinte care vor forma o propoziție, este Carina, care pe drum deschide săculețul ultimul. Spuneam, e prima care va începe să construiască puzzle-ul, prima care a reușit să colecteze cei 3 saci. Fetele sunt primele în acest moment și asta pentru că atunci când a ajuns pentru prima oară acolo, Carina, normal, din prietenie, deși Raul a fost al doilea, i-a întins cheia, i-a dat cheia. Așează literele acum cu migală. Hai, blondule! Hai, Maria, pe... Sunt seau din tribune, hai blondule. Și vine și Maria. Și ea încurajată. Și momentul în care termină prima parte, să spunem, a acestui traseu de aici, de pe plajă. Și blondul a aruncat pe jos sacul, așează literele și Maria. Există un singur răspuns corect, da? Unul singur. Așează și Raul literele. E foarte complicat, pentru că literele sunt destul de mari. Masa este destul de mare și este foarte greu, la asemenea tensiune și la asemenea presiune, să reușești să vezi imaginea de ansamblu. Interesantă tehnica lui Raul, dar și a blondului, care așează literele pe două coloane. Fetele n-au făcut asta, pentru că aici este un lucru extrem de important, felul în care mintea ta reușește să rezolve într-un timp cât mai scurt
o asemenea problemă. Cu siguranță de acasă, din fotoliu, lucrurile par banale. Interesant și ce face blondul, da? Caută cuvintele mici. Ia să vedem ce avem aici la Carina. N-o să rostesc cuvintele pentru că nu e corect. Repet, concurenții nu văd. Avem, de exemplu, la Maria doar un singur cuvânt așezat, un cuvânt scurt. Își pune mâinile în șold, Maria. Înțeleg acum de ce proba se numește nerv de oțel. Chiar că... Concentrarea este foarte importantă. Faptul că ei dorm unde dorm, faptul că nu se odihnesc, faptul că mănâncă foarte puțin, contează în aceste momente. Mai spun încă o dată, când ești relaxat și n-ai presiune, lucrurile, repet, sunt foarte simple. Dar chiar și așa m-am uitat la toate literele de acolo și odihnit fiind cum sunt eu, cred că mi-ar fi al naibii de greu să-l rezolv. Dar sunt convins că unul dintre ei o să o fac. Să mă bată mama de unde doi de... Dacă ne uităm la, pe primul rând, la cuvintele, la cuvântul format din două litere, este diferit la cei patru concurenți. E foarte complicat. Îmi fug cuvintele pe masă. O să încerc să vă dau un indiciu. Acest puzzle, această propoziție are legătură cu ce se întâmplă pe această insulă, insula de un milion. De exemplu, Raul n-a așezat piesele, le-a pus deasupra, da? Să vadă dacă, într-adevăr, este varianta cea bună. Carina, de exemplu, a așezat piesele pentru primul cuvânt, cred că a completat și o parte din rândul de jos. Mă tot gândesc dacă primul cuvânt aranjat este și cel corect. Maria are altă tactică, să spunem, stă și se gândește, la fel și blondul. Nu am nicio altă variantă decât să-mi păstrez calmul. Devine frustrant. 5 cuvinte a pus pe masă, pe tablă, până acum, Carina. Prietena ei, Maria, cred că a reușit să așeze doar 2 cuvinte. Efectiv, prova asta mi se pare imposibilă. Nu uitați motivul pentru care voi ați venit pe această insulă. Motivul pentru care voi astăzi aici și acum participați. Ce se întâmplă în momentul în care veți reuși să completați acest puzzle? Este un alt indiciu. Indiciile lui Cosmin au fost ajutătoare, însă nu pentru mine, pentru că am avut un blocaj și nu am reușit să fac puzzle-ul. Interesant, Raul s-a depărtat de masă, cred că vreo 2 metri. Încerc să mă dau mai în spate, să-mi creez o imagine de ansamblu. Încearcă să vadă imaginea de ansamblu. E foarte adevărat că atunci când ești cu ochii doar pe masă, atât de aproape, e ca în viață, uneori e foarte dificil să ai ceea ce englezul numește the whole picture, imaginea de ansamblu. Fiecare dintre noi avem așa ceva în viață. Luptăm pentru el. În alt indiciu, repet, fiecare dintre noi avem așa ceva în viață. Luptăm pentru el. Da, indiciile lui Cosmin ajută foarte mult, dar nu suficient de mult încât să mă ducă direct la frază. Unii dintre voi ați format niște cuvinte, la ce mă uit. Încercați să profitați de ele. Uite, Carina a ales altă strategie. A pus toate literele în găurile de acolo și probabil de aici va începe să se joace cu piesă cu piesă.
poate fi o, repet, poate fi o strategie bună. Deja simt că mă frustrez, nu-mi vin ideile, nu reușesc să deslușesc misterul și frustrarea se acumulează din ce în ce mai mult. Mai formează un cuvânt, cred că blondul. Mamă, bă, dar știam jumătate în propoziție. Alex, ce faci? Schimbă iarăși primul cuvânt, Carina. Maria pare în continuare calmă. Nu și arată de asemenea unui jucător de poker. Opt cuvinte. Fiți atenți la orice detaliu, cât de mic. Se învârteau rotițele, Alex, până ai intrat în apă. Ce ai făcut, tati? Ia să vedem. Să vedem. Ce a așezat blondul acolo? Ce scrie acolo? Victoria te aduce mai aproape de visul tău. Victoria te duce mai aproape de visul tău. Avem câștigătorul. Câștigătorul e blondul. Victoria te duce mai aproape de visul tău. A fost grea. Și chiar ți-a trebuit nervi de oțel și răbdare și concentrare maximă. Eu cred că Raul se bucură pentru blondul, pentru că și între ei există prietenie adevărată și așa este normal. Mă bucur mult mai mult că a câștigat el și nu a câștigat una dintre fete. Da, e mai bucat ca niciodată. Ca un interlop de insula de un milion, mă simt. Felicitări tuturor, dar felicitări în mod special ție, blondule. Bravo. Mulțumesc și eu. Ia uite cu diacriticele alea, a? E rău. E rău, a? Ce se face? Am crezut că-s doi de ăși și m-am axat acolo de jumătate de oră. Eram, ce fac, frate, cu tine, mă? M-am gândit că blondul ar putea câștiga această probă, pentru că e un bărbat inteligent și îi fuge mintea. Ție, cu tine o să merg să-ți dau cele patru bățări de care povesteai. Nu îmi permit să fiu la nivelul lui Nostradamus încă, că n-am vârsta necesară, dar încolo mă îndrept. Iar cu voi trei ne întâlnim la runda decisivă. Este dificil să concurez cu Maria, pentru că nu mi-aș fi dorit chestia asta, cu toate că eram conștientă că o să se întâmple. Însă, da, mi-e greu. Da, îmi doresc să câștig următoarea probă, cu toate că unul din noi va pleca acasă și nu știm cine va fi acela. Ia-o tu înainte, așa. Mulțumesc. Să-mi spui doar pe ce mână vrei să te așezi. Stânga. Stânga. Mai ținut în viața mea atâția bani pe mână. 80.000 de lei pe mâna celui poreclit, blondul. Bravo! Încă o dată, felicitări! Ne vedem cu cei trei, cu Maria, cu Carina și cu Raul, la runda decisivă. Raul mi-e tovarăș, deci bineînțeles, de atâția ani aș vrea să-l văd tot timpul, dar din moment ce m-am împrietenit și cu ele atât de mult tare, aș vrea să-i văd pe oricare din ei. Și bineînțeles, îmi pare la fel de rău de oricare pierde.